Candidații care au promovat bacalaureatul anul trecut au primit adeverințe în locul diplomelor după ce Direcția Națională Anticorupție a demarat o anchetă privind activitatea companiei private care se ocupa de tipărirea diplomelor. Acestea au ajuns și la secretariatele liceelor din Gorj, iar elevii care au promovat bacalaureatul sunt așteptați să le ridice. În ceea ce privește acordarea diplomelor de bacalaureat, acestea sunt definitivate, semnate de președinții de comisie la secretariatele instituțiilor de învățământ, unde elevi din promoția 2014 au absolvit clasa 12 și au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau august-septembrie. Ei se pot prezenta la secretariatele instituțiilor de învățământ cu foaia de lichidare și pot solicita eliberarea acestui document. Cei care au promovat examenul de BAC în anul 2014 acum o vor putea dovedi cu acte în regulă. Până în prezent, absolvenții au fost nevoiți să se descurce cu adeverințele eliberate de licee pentru că împărțirea diplomelor a întârziat.